mă hotărâsem să-mi cumpăr mașină, așa că toată ziua citeam forumurile, mă informam care ar fi cel mai bun motor, cel mai fiabil, dar nu reușeam, din păcate, să găsesc nimic din ceea ce vroiam eu. Deodată îmi vine ideea, zic, opa, tata a lucrat o viață întreagă la uzina de motoare, el trebuie să știe. Așa că pornesc spre casă, ajung, intru în casă. Salut, tată! Salut, mă, băiete! Mă, tată, ajută-mă și pe mine cu o problemă. Tu ai lucrat la uzina de motoare și te pricep cel mai bine. Care este cel mai bun și fiabil motor? Simplu, fiule. Este cel cu un cilindru în V. Se adaptează la orice piston, se lubrifiază singur, odată pe lună își schimbă uleiul, un plin îi ajunge 9 luni, funcționează în orice poziție și se poate porni cu un deget. Wow! Ce e asta? Simplu, mă, fiule. Femeia. Ce? Mă, tată, eu vreau să-mi cumpăr mașină, nu să mă însor.